doamna Grapini, la dumneavoastră vin acum, pentru că știți, sunt și oameni care spun, domnule, doamna Ursula von der Leyen, după ce ne-a organizat pe toți pentru cumpărat de vaccinuri și știm cum a ieșit treaba aia, acum se pregătește să ne organizeze pe toți și pentru armament, dar iată ce zic englezii și pentru pregătirea Uniunii Europene pentru reorganizarea Uniunii Europene pentru război. Așa este? Da. Imediat spun doar o singură vorbă, nu m-ați lăsat să spun, la primarul USR de Timișoara, care, la care nu s-a aplicat legea, n-avea domiciliu în Timișoara și a fost lăsat să candideze și știm bine că legea nu e așa, pe când primarul PNL de la Lugoș, pentru că era și cetățean german și român, a fost dat afară. Acum, legat de această doamnă, pe care, vă spun sincer, cred că am stresat-o, că de fiecare dată când vine la Parlament, iau cuvântul și nu înțeleg. Deci vine atât de populist, vorbește și nu face nimic. N-a făcut nimic această doamnă. Acum, legat de declarațiile că ar vrea să facă Armata Europeană, păi să se uite mai întâi să vadă că statele membre n-au fost de acord să dea acel 2,5% din buget. Suntem singuri, România, noi suntem elevul foarte silitor, noi avem 2,5% din buget. Dar întrebați cât au celelalte state, Germania, celelalte state, n-au. Din punctul meu de vedere, îmi pare rău că ați prezentat-o ca sigură fiind viitoarea președintă a Comisiei. Nu e chiar așa de sigur. PSD nu se aliniază în spatele doamnei Ursula, pentru că l-are pe domnul comisar Schmidt candidat. Deci fiecare grup politic mare, nu vorbesc acum de grupurile mai mici, au candidat. Deci nu e sigur că ea va ieși, pentru că va fi acolo o negociere. Dar să știți foarte clar, este și am date, să spun că o să mă întrebați dacă am, este susținută de America foarte puternic. Grupul Popularilor, până la jumătatea mandatului, a criticat-o permanent, până la război. După ce a început războiul, și eu o să mi-asum să spun acest lucru, că este fabrică de făcut bani pentru unii acest război, eu mi-am asumat să spun acolo în Parlament de mai multe ori, au fost români care m-au făcut pro-rus pentru că am spus de ce n-au negociat până să ajungă la acest conflict. Acum mai greu să mai faci negociere, dar e o fabrică de făcut bani în războiul și această doamnă va fi aliasă doar dacă Uniunea Europeană va accepta această susținere a Statelor Unite. Dacă nu, sunt convinsă că comisarul Schmidt ar fi de 10 ori mai bună decât această doamnă, da? Deci eu nu cred nici în ce au spus Marea Britanie și nu cred nici în ce spune doamna Ursula. Legat de contracte, să știți că s-a votat regulamentul de achiziții comune pentru echipamente militare. Deci mergem exact pe calea bătută, nu-i așa? Deci mergem pe calea bătută. Da, și eu i-am pus această întrebare dacă va face ca și la vaccinul, pentru că am fost raportoare pe descărcare de gestiune a Comisiei Europene, adică acestei comisii conduse de doamna, și eu ca raportor, și știe Norica ce înseamnă, nu am votat descărcarea de gestiune exact pe motiv că nu mi-a dat contractul să văd contractele pe vaccin. Păi pe linie de vaccinuri îl cunoștea pe domnul de la Pfizer prin intermediul soțului, pe partea exact de apărare. Dumneaei este mult, mult mai competentă pentru că a fost ministru al apărării în Germania, iar când a venit la Uniunea, la Comisia Europeană, a plecat din Germania cu un mare scandal, era anchetată în Parlament, tocmai pentru achiziții de armă.